Figură marcantă a neamului românesc, actorul Bogdan Jianu, în personajul domnitorului Vlad Țepeș, a avut o apariție notabilă în cadrul celei de-a treia ediție a Festivalului Dracula, desfășurat la Târgoviște în perioada 16-19 iunie. Acesta a deschis parada medievală pregătită de organizatori și menită să redea atmosfera specifică secolului al XV-lea cu domni și domnițe. Traseul paradei s-a încheiat la Curtea Domnească, la poalele turnului Chindiei, acolo unde publicului îi era rezervată o altă serie de surprize. Cele mai importante momente ale domniei marelui voievod Vlad Vodă Drăculea au fost reevocate și transpuse într-o serie de spectacole, special concepute și regizate de trupa de actori cascadorii Lupii Albi. Cei mici au fost de-a dreptul fascinați. Da, foarte mult, mi s-a părut foarte interesant, mai ales luptele, au fost foarte realiste. Eu am văzut undeva dintr-o parte. Mi-a plăcut cel mai mult când a defilat Vlad Țepeș, când a intrat pe ușa turnului Chindiei. Îmi place foarte mult, seamănă foarte mult cu adevăratul Vlad Țepeș. Cel mai mult mi-a plăcut atunci când a venit regele și i-a certat. Foarte plăcut, a fost foarte distractiv. A fost foarte spectaculos. Domnitorul Vlad Țepeș a reușit să-și recreeze, voit sau nu, o imagine legendară și de această dată actorul Bogdan Jianu a fost cel care a încercat să creioneze imaginea istorică a domnitorului român în cel mai real mod cu putință. De fiecare dată un număr foarte mare de oameni. Asta ne bucură, ne onorează și ne obligă ca de la spectacol la spectacol să oferim mai mult, spectacol mai mult, prin care învățăm publicul istorie. Ăsta e și motoul nostru, istoria ca un spectacol. Asistă copiii, da, copiii întotdeauna sunt. E minunat să-i putem atrage. Asta înseamnă că devin atenți la noi și iau o lecție de istorie fără să-și dea seama. O iau cumva în joacă, dar ne bucură, sunt din număr din ce în ce mai mare și inițial, la început, când am început să-l joc pe Dracula, erau speriați. Erau ușor reticenți, acum sunt mai calzi, încep să facă cu mâna, să zâmbească, vin aproape. De fiecare dată jucați acest rol cu sufletul? Jocul sufletul este primul, nu mă așteptam niciodată să-l joc, e primul personaj important și este o răspundere enormă pe care o am, drept pentru care încerc să mă documentez și să dau viață cât mai real personajului. Sper să reușesc, n-am să-l depășesc niciodată pe maestrul Sileanu, care mi este un exemplu în abordarea acestui titan al istoriei noastre, dar încercăm să fim cât mai aproape. Cum vă simțiți când vedeți de fiecare dată publicul în delir? Cum să mă simt? Emoționat. Emoționat și mă gândesc că mi-e un pic teamă dacă am făcut prea puțin, ce trebuie să fac? Să fac mai mult, să-l țin atent, să merităm dragostea cu care ne înconjoară. Pentru că toate spectacolele au avut loc în nocturnă, publicul a putut asista la o serie întreagă de efecte pirotehnice de neegalat și, așa cum a remarcat și actorul Ioan Isaiu, cei prezenți erau dornici să ia parte la o amplă lecție de istorie într-o atmosferă ficțională concentrată. Alături de Bogdan Jianu, de maestru Miriță, de toți prietenii de aici, am făcut o altă întâmplare. Pentru mine, asta spun, e a doua oară când particip la acest festival. Ei sunt la a treia întâmplare frumoasă și sper să fie o întâmplare veșnică aici în Târgoviște, pentru că cetatea asta chiar merită. Veniți cu inima deschisă de fiecare dată. Vin întotdeauna cu o mare bucurie, pentru că, după cum s-a văzut și în seara asta, lumea e dornică de
de evenimente, de istoria adusă într-o formă ficționară, cum am încercat noi, dar cu multe întâmplări. Multe întâmplări, multe accidente, multe lupte, cai, turnir.